Bine v-am regăsit, dragilor și dragilor! Astăzi o să vă arăt produsele pe care le-am consumat în ultimile, cred că în aprilie, am făcut ultimul clip de genul ăsta și o să vă spun și cu ce le-am înlocuit. Am senzația că ăsta va fi ultimul clip de genul ăsta pe care o să-l fac pentru o perioadă foarte îndelungată, poate pentru totdeauna, pentru că nu mai îmi place să fac astfel de clipuri. Știu că vouă vă plac și întotdeauna am vizualizări foarte bune la clipurile astea consumate, dar mie nu prea mai îmi place să le fac. Nu mai am răbdare să strâng produsele, mai ales astea pe care vi le arăt astăzi s-au adunat în 4 luni de zile. Nu sunt toate, pentru că de multe ori mi se întâmplă să termin ceva și să uit de clipurile astea și pur și simplu să arunc recipientele. Poate, nu știu, uitându-mă la alte persoane, o să mă reîndrăgostesc de conceptul ăsta și la un moment dat poate o să reiau. Primul produs cu care vreau să încep este unul pe care nu vi l-am mai arătat aici la mine pe canal. V-am mai vorbit despre el, este vopseaua cu care eu mă vopsesc. Am zis să păstrez o cutie să vă arăt pentru că primesc foarte multe întrebări cu ce anume mă vopsesc. Nu sunt acum tocmai proaspăt vopsită, urmează la începutul lunii septembrie, înainte de a pleca în vacanță, să mă vopsesc, dar da, asta este vopseaua cu care mă fac, se numește Fanola, nuanța este 7,44 și se numește Blond Intense Copper. Și cu asta mă fac de, nu știu să zic, de vreo 2 ani de zile. Nu este de fiecare dată aceeași culoare, depinde timpul care este lăsat, depinde ce anume folosesc să mă spăl. Probabil că v-ați dat și voi seama, dacă mă urmăriți constant, că nuanța părului meu se schimbă între clipurile mele, dar asta este vopsea cu care mă fac. O să vă las în cutiuța cu descrieri un link de unde puteți să o comandați, dacă vă doriți. Site-ul de unde o cumpăr eu, tot de acolo cumpăr și acest balsam colorat de păr, care este tot de la Fanola și asta mă ajută pe mine între vopsiri să mențin cât de cât culoarea mai puternică, mai vibrantă, pentru că între spălări nuanța asta are tendința să se deschidă, mai ales acum vara de la soare, cu atât mai mult, și nu-mi place să fie un arămiu din ăla foarte, foarte deschis, așa că folosesc un astfel de balsam pe care mai am un pic în el, l-am amestecat un pic cu apă ca să mai pot să mai folosesc o dată, dar am zis să vi-l arăt și pe ăsta. M-am reapucat să folosesc măști de față, am început din nou să am grijă de mine, am început să mă dau cu cremă de corp. Probabil că ați văzut în clipul meu cu preferatele ultimilor 2 luni că am avut să vă arăt 2 creme de corp. Și da, am să vă arăt 3 măști de față pe care le-am consumat. Prima dintre ele, care de altfel îmi place și cel mai mult, este de la Kiehl's și se numește Instant Renewal Concentrate Mask with a Blend of Cold Pressed Amazonian Oils. Este pur și simplu o mască din aia de tip, nu pot să-i zic șervețel, că nu e din hârtie. E dintr-un fel de silicon, cauciuc, așa, un material foarte interesant și are în compoziție o grămadă de uleiuri. Mi-a plăcut foarte mult, mai am încă 2 sau 3, am avut o cutie întreagă și mai am să folosesc, am zis că le păstrez pentru ocazii speciale, dar foarte, foarte mult mi-a plăcut masca asta, cum mi-a lăsat pielea așa. O altă mască care, din păcate, nu mi-a plăcut la fel de mult, este de la Lancome, se numește Advanced Genifique, sau Genifique, cum se pronunță franceză, bănuiesc. Nu mi-a plăcut pentru că, după ce am dat-o jos, mi-am simțit tenul foarte inconfortabil. Ciupituri, senzația e de arsură cumva, nu mi-a plăcut absolut deloc. Am primit-o la un eveniment, dar nu, n-aș cumpăra-o. Oricum, în general, măști de față din asta foarte scumpe, nu știu care e prețul ei, dar fiind de la Lancome, îmi imaginez că e scumpă. Eu personal nu aș da banii pe ele, decât nu știu dacă aș primi pentru testare una care să mă dea cu roatele în sus. Și în cazul ăsta, da, aș fi dispus să investesc. Și ultima mască este de la Andalou Naturals, un brand foarte drag mie, însă, din păcate, nu mi-a plăcut această mască. La fel, nu mi-am simțit deloc tenul confortabil, nici când am aplicat-o, nici după ce am dat-o jos, mici înțepături, nu mi-a plăcut. Din nefericire, însă din gama asta Brightening, un produs care mi-a plăcut extraordinar de mult și sper să nu uit să nu arunc ambalajul, pentru că cred că își va face apariția în produsele preferate ale anului 2018, este acest gel de curățare. Așa cum v-am zis, este din gama Brightening și mi-a plăcut extraordinar de mult.
dintre toate gelurile de curățare pe care le-am încercat anul ăsta, mă rog, cred că aș putea să duc chiar în ultimii ani, ăsta mi-a plăcut cel mai și cel mai mult, are o consistență foarte cremoasă, curăță foarte bine, îmi place la nebunie cum îmi lasă ten după ce îl folosesc. Nu știu dacă o să-l cumpăr din nou, cel puțin nu în perioada următoare, pentru că am la mine în dulăpiorul de cosmetice, mai am o grămadă de geluri de curățare și vreau să le termin pe alea. În acest moment folosesc unul de la Paula's Choice, pe care vi l-am arătat în clipul meu cu rutina de îngrijire a tenului, care încă nu este disponibil pe piață, va fi lansat acum în luna septembrie și ăla este extraordinar de fain, se consumă atât de greu că nu-mi vine să cred. Îl folosesc din luna mai, în fiecare dimineață și în fiecare seară și cred că am consumat din el jumătate. Eu una nu aș investi într-un gel de curățare. Apropo, mă abat de la subiect, mă gândesc să fac un clip, să-mi spuneți și voi părerea voastră, în care să vorbesc despre produse în care merită să investești, mă rog, din punctul meu de vedere, în care eu sunt dispusă să investesc ceva mai mulți bani, și produse care nu merită. Unul dintre ele fiind gelul de curățare a feței, pentru că sunt o grămadă de opțiuni super ieftineală și produse foarte bune. Dar, revenind la minunatul ăsta de la Andalus Naturals, extraordinar de mult mi-a plăcut, să-l pun deoparte, să păstrez ambalajul pentru clipul cu preferatele anului. Doamne, deci mai e un pic și o să fac clipul cu preferatele anului, deci nu vine să cred. Deja am început să mă gândesc, mai e septembrie, octombrie, 4 luni de zile până la finalul anului. Wow! A, și mai am o mască aici, care nu este de față, este de păr și v-am arătat-o în clipul meu cu preferatele din lunile iunie și iulie. Deja m-am dus la DM și mi-am mai cumpărat încă două, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. Este de la Iku Infusions, Thermal Treatment Wrap. Dacă vreți să știți mai multe detalii despre această mască, duceți-vă la clipul cu preferate, că acolo am vorbit un pic mai mult despre ea. Dar vreau să-i fac review pe blog, nu știu dacă o să apuc până când postez clipul ăsta, dar dacă sunteți interesate de produsul ăsta, mai intrați din când în când la mine pe blog să citiți review-ul, dar e o mască de păr care mie îmi place foarte mult. Nu mai știu ce ziceam. Mi-a sunat telefonul și am uitat ce ziceam. Dar da, mă rog, o mască de păr care mie îmi place super mult. Bă, da, ce să vă mai arăt? A, să vă arăt câteva deodorante, am aici o grămadă, astea sunt de la BU, știți că sunt, sau mă rog, pot să zic acum, că au fost preferatele mele, astea din gama In Action, pentru că acum sunt obsedată de la Vaseline, pe care vi l-am arătat în clipul cu preferate, și am aici patru din astea mini, de obicei le port, adică de obicei, tot timpul port un mini din ăsta cu mine în geantă, pentru că dacă apare o situație, să am la îndemână un spray din ăsta. Astea Golden Kiss, amândouă sunt, da, astea Golden Kiss nu mă dau pe spate, mi se pare că sunt un pic cam umede, dar astea din gama In Action sunt extraordinare. Și mai am aici încă trei deodorante, astea de la Dove, care sunt original, care mi-au plăcut și astea, nu sunt la fel de eficiente ca cele de la BU, ca ala de la Vaseline, nici atât, dar sunt ok. Și ăsta de la Nivea Black and White Invisible, care, mă rog, nu este chiar invisible, dar mi-a plăcut și ăsta. Nu cred că o să le cumpăr, adică clar nu se numără printre deodorantele mele preferate. Am patru rimeluri aici pe care le-am consumat, care toate patru mi-au plăcut extraordinar de mult. În primul rând am două din astea de la XL, care sunt, nu mai știu cum se numesc astea, vinil couture. Mai am din astea încă vreo 3 sau 4, dar alte nuanțe, pentru că ele sunt colorate. Asta este nuanța 4, care se numește I'm the Illusion, iar asta este nuanța 2, care se numește I'm the Unpredictable. Asta este preferata mea, cel mai mult mi-a plăcut. Are o nuanță de mov foarte închis, iar ăsta are o nuanță de... nu știu ce nuanță e asta. Un maro, dar are reflexii aurii. Foarte mult mi-au plăcut rimelurile astea, în special pentru faptul că mențin genele curbate pe tot parcursul zilei, ondulate, chestie care nu știu dacă se reiau pentru a milioana oară, dar pentru cine e nou la mine pe canal, eu am genele drepte, le ondulez înainte de aplicarea rimelului, dar nu ține treaba decât câteva ore și apoi se plăștesc. Dar cu ăsta, cred că este singurul rimel non-rezistent la apă, cu care mie îmi ține genele curbate pe tot parcursul zilei. Foarte mult mi-a plăcut. Așa, iar celelalte două sunt de la Benefit.
Ăsta este Roller Lash, iar ăsta alalt este Bad Girl Bang. Le-am folosit în combinație, primul strat din Roller Lash și al doilea din Bad Girl Bang, pentru că fac lucruri diferite. Ăsta separă foarte bine genele și le oferă puțină alungire, iar ăsta este pe volum, mega volum, din ăla de... se lipesc ușor genele între ele, adică dacă nu ești atent, nu pot să-l folosesc, spre exemplu, două straturi din ăsta, pentru că mi se pare prea mult, deși mie îmi place ca genele să fie, să aibă super volum și să fie ușor încărcate, dar nu încărcate la modul ăla să arate așa ca să fie foarte lipite între ele. Și mai am aici un creion de buze care este de la Rimmel și este un creion nude extraordinar, este creionul nude perfect, sunt dată astăzi cu el. Am controlat astăzi buzele cu el și deasupra sunt dată cu Mer de la MAC. Abia aștept să ajung în Anglia să-mi cumpăr unul nou. Pentru că, din câte știu eu, nu știu acum, în ultima perioadă, că nu m-am mai uitat, dar nu se găsește la noi, cel puțin nu magazinele fizice. Dacă o să caut în online și dacă găsesc, o să las link în cutiuța cu descriere, dar vi-l recomand din suflet dacă vă plac rujurile nude. Și se potrivește la absolut orice fel de nuanță de ruj nude, fie că e mai roz sau fie că e mai bej sau mai maroniu, foarte fain. După aceea am păstrat și două cutii din astea de la DAF. Am avut o perioadă în care am folosit șampoane, am folosit săpunuri din astea solide. Eu prefer în ultimii ani săpunurile, tot fie să zic șampoane, săpunurile lichide, dar am primit de ziua mea un cadou foarte generos și frumos de la DAF, în care aveam câteva săpunuri din astea și mie îmi reamintesc de copilărie. V-am mai povestit eu într-un clip de-al meu că la mine, unde am crescut eu, în casa unde am crescut eu cu părinții mei, se foloseau doar săpunuri din astea DAF. Și acum, când mă duc la ei mei în vizită, în continuare au săpunuri DAF. Acum folosesc un săpun lichid de la Enliven Luxury, pe care la fel vi l-am arătat în clipul cu preferate. Hai să vă arăt niște SPF-uri pe care le-am terminat. Și am aici trei bucăți. Primul dintre ele este de la SVR. Mi-a plăcut ca și textură și cum se comporta pe piele, însă mi-au ieșit coșuri de la el. Faza este că am avut așa un boom, să zic, nu știu, de vreo câteva săptămâni în care îmi ieșeau coșuri de la ăsta, siguri de la ăsta, pentru că altceva nou nu aveam în rutină. Și am făcut o pauză de la el, am început să folosesc altceva. După aia m-am uitat așa la el și am zis că, bă, dacă tot, hai să-l termin, să-l folosesc până la capăt. Și am reînceput să-l folosesc și nu mi-a mai ieșit coșuri. Repet, în rest, nu am schimbat absolut nimic din rutina de îngrijire a tenului, dar, da, asta a fost situația cu el. Pe la începutul verii am folosit Bioderma Photoderm Max cu SPF 50, pe care l-am folosit și anul trecut, o bună perioadă de timp, și îmi place în continuare această cremă cu SPF. Apropo, nu știu dacă pot să vă zic acum, dar cred că pot să vă zic, în septembrie mă duc la Veneția cu Bioderma, abia aștept. Prima mea postare pe blog, acum 7 ani și hăt-hăt, a fost review la loțiunea micelară Bioderma. Și acum mă duc cu Bioderma la Veneția. Abia aștept. Da. Și am terminat și un spray din ăsta cu SPF de la La Roche-Posay, din gama Antelios, pe care îl port tot timpul la mine în geantă, dacă stau foarte mult timp pe afară, sau nu știu, plec foarte dimineața și mă întorc seara, pe parcursul zilei, folosesc spray-ul ăsta cu SPF ca și metodă de reaplicare a SPF-ului. Nu știu cât este de eficient, dar măcar am eu un confort psihic că am pielea protejată de soare. Am să vă arăt și o pastă de dinți de la Yotuen. Mă rog, am mai consumat una în astea 4 luni de zile, sau chiar 2. Poate ar trebui să fac un clip cu Holy Grails, produse pe care le folosesc în continuu, în continuu, în continuu. Dar nu știu dacă are rost, pentru că le tot vedeți la mine în clipuri și probabil că ar fi ușor redundant, dar da, pastele astea de dinți de la Yotuel le folosesc de anul trecut, din luna mai, de când am fost plecată la Madrid într-un prestig cu ei și atunci am avut ocazia să le descoper, îmi plac la nebunie, o să le folosesc în continuare, nu sunt pregătită să renunț la ele. Asta este Pharma B5, care nu este chiar preferata mea, de fapt aș putea să spun că dintre toate asta îmi place cel mai puțin. Aia cu capac negru, v-am mai zis eu, aia îmi place cel mai mult. Acum folosesc, bineînțeles, tot o pastă de dinți de la Yotuel.
Și am terminat și două șampoane din astea de la Elsev, Low Shampoo, mă rog, din asta mai am câteva folosiri, dar mi s-a cam luat de mirosul lui și acum folosesc altceva. Dar sunt șampoanele mele preferate, adică o să le vedeți cu siguranță în clipul cu preferatele anului. Nu mai reiau să vă povestesc de ele, dar îmi plac extraordinar de mult. M-a întrebat cineva la un moment dat într-un comentariu, a început să-mi fie din ce în ce mai greu să răspund la comentarii, așa că îmi cer scuze pentru treaba asta, dar mi-a zis cineva la un moment dat că nu știe pe care dintre cele trei din gamă să îl aleagă. Eu nu l-am folosit și pe cel de-al treilea, urmează după ce trece nebunia asta cu mirosul, dar dintre astea două nu mi se pare că e diferență foarte mare, să știți. Dar tind să cred că parcă ăsta mi-a plăcut o idee mai mult, pentru că mi se pare că dă ceva mai mult volum părului. Dar, repet, nu mi se pare că e cine știe ce diferență între ele. Și am terminat și un șampon din ăsta uscat de la Batist. Plac foarte mult șampoanele uscate de la Batist. Le-am tot menționat adeseori în clipurile mele. Și acum folosesc trei șampoane. Unul de la Kion, care îmi place foarte mult. Din păcate am doar unul mini. Unul de la Nivea și unul de la L'Oreal. Dar cu siguranță că la un moment dat în viața asta o să revin la șampoanele Batist. Uai, ce cald e! Și am terminat și un ulei din ăsta de păr de la Kardashian Beauty. Eu am avut o perioadă în care n-am mai folosit uleiuri de păr. Am preferat să folosesc balsamuri din alea leave-in sau creme din alea hidratante, tot așa leave-in. Dar recent mi-am redescoperit dragostea pentru uleiurile de păr. Iar ăsta de la Kardashian Beauty este unul dintre cele mai faine pe care eu le-am folosit. Îl aveam la mine în dulăpior de, cred că de vreo 2 ani de zile, poate chiar mai mult, și am zis că e cazul să-l termin. Acum folosesc Moroccan Oil, că am o sticlă destul de mare și vreau să termin și pe aia. Nu știu dacă se mai găsește la noi, dacă îl găsești și sunteți interesate de el, o să las în cutiuța cu descriere un link către dumnealui. Așa. A, și mai am două produse și cu asta termin distracția. Gelul de duș Dove, ăla cu floare de lotus pe care vi l-am arătat în clipul cu produse ieftineală, care e gelul meu preferat de la Dove, mirosul. Extraordinar de mult îmi place, l-am terminat, dar acum am atât de multe geluri de duș desfăcute și vreau să-l termin pe alea și după aia tare, tare, tare mult îmi place gelul ăsta. Așa, și ultimul produs este o apă termală de la Eva Therm. Eu am folosit o perioadă destul de îndelungată, cred că vreun an de zile, ape termale ca să-mi mimezesc tenul înainte de a-mi aplica produsele pentru îngrijirea pielii. Dar pentru asta acum folosesc loțiunea aia de la Misha, pe care v-am arătat-o în rutina de îngrijire a tenului și îmi place extraordinar de mult, așa că am renunțat la a mai folosi ape termale, dar nu mi se pare că este absolut nicio diferență între ele, adică eu nu o percep. Spuneți-mi voi dacă aveți altă părere și dacă ați folosit de la mai multe branduri și dacă ați observat vreo diferență. Singura chestie pe care am observat-o la apa de la Oxyans, care are un miros ușor dubios, are miros din ăla de apă clocită. Nu știu dacă ați mirosit vreodată ape din alea termale clocite. La mine în Moinești, unde am crescut eu, sunt câteva izvoare de astfel de ape și când eram mici, mama ne punea să bem apă din aia puțită sau clocită, cum spuneam noi, și să ne dăm pe ochi cu ea, că chipurile ar fi ajutat la vedere, deși nu văd logica din spatele acestei situații, adică să te dai cu apă clocită pe ochi și să ajută la vedere. Dar într-adevăr stau foarte bine cu vederea, așa că poate a funcționat apa aia termală. Da, da. Închei cu asta. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Urmează luna septembrie. Mă rog, până în luna septembrie cred că o să mai postez un clip, două. Dar în septembrie o să fiu plecată de la mine de acasă vreo aproape toată luna. Mă duc în Anglia, după aceea mă duc la Moinești, la nunta lui Vărmiu, după aia mă duc la Veneția și asta e luna septembrie. Nu știu cum o să postez atunci. Vreau neapărat să fac în Anglia best friend tag cu Ana, că ne chinuim de când am început eu practic să fac clipuri pe YouTube. Tot mi-au mereu camera cu mine să filmăm clipul și de fiecare dată când vine Oana în țară, tot îi zic, hai, data asta filmăm best friend tag, ne luăm cu alte cele și nu.
nu se mai întâmplă, dar acum musai că mă duc la ea, vreau să filmez clipul ăsta. Poate o să-și fac vlog din Anglia, poate o să fac vlog și din Veneția, nu știu, vedem. Dar v-am zis ca să știți că în luna septembrie o să fiu cam pe drumuri toată luna. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Dacă v-a plăcut clipul, vă rog dați like. Abonați-vă, bineînțeles, dacă vă face plăcere. Și ne reauzim curând cu un nou clip. Pa!